Salut și bine v-am găsit la un nou episod dintr-o nouă serie. Am zis să diversific un pic canalul, așa că când voi avea idei, voi face câte un top 5. Pentru un prim episod m-am gândit să fac un top 5 jocuri ale copilăriei mele. O să încerc să fac o descriere scurtă la fiecare joc. Să începem! Pe locul 5 avem jocul GTA San Andreas. Acesta are două variante. Single player, unde poți face misiuni și poți descoperi mici easter reguri legate de joc și varianta multiplayer, unde intri pe servere, îți iei un job, intri într-o facțiune, cumperi arme, participi la eventuri, îți cumperi mașini, business sau prescurtarea din joc, bizuri, îți cumperi case și multe, multe, multe alte. Serverele sunt de mai multe tipuri. RPG, roleplay și Goodfather, modul meu preferat. Modul Goodfather îmi place cel mai mult deoarece ai totul pe ta. Joburi sunt reward-urile mai mari, salariul facțiunilor este mai mare, îți dă mașini și arme gratis. Este super fain modul Goodfather și îl recomand. Modul roleplay este cel ca în viața reală. Sunt prețile mult mai mari la toate și rewardurile sunt mult mai mici. Îl urăsc și modul RPG pe care nu l-am jucat niciodată, dar din auzite este o combinație între Goodfather și roleplay. Pe locul 4 avem NFS Underground. Este un joc de curse creat de EA Box și publicat de Electronic Arts. Este primul joc Need for Speed care are propriul său oraș în care toate cursele se fac tot în același oraș. El are și o poveste. În joc este vorba despre un jucător care conduce o Acura Integra. El întâlnește o femeie pe nume Samantha, o șoferiță care îl ajută pe jucător să progreseze. Samantha îi prezintă jucătorului pe Eddie, cel mai bun șofer de curse din oraș, precum și mașina lui un Nissan Skyline GTR Portocaliu. Jucătorul progresează și devine tot mai cunoscut în oraș pe parcursul jocului. Și este sunat de Eddie care îi spune că pentru a concura cu el este nevoie să se întreacă cu Samantha și să o învingă. Jucătorul apoi se întrece și cu Eddie, iar la urmă se întrece cu Melissa, vechea prietena lui Eddie. Câștigând, jucătorul devine prieten cu Melissa. NFS Underground mai are și o parte bună, permite jucătorului să-și tuneze mașina după bunul lui plac. Acest lucru se poate face în meniul Car Customization. Jucătorul are posibilitatea de a-i crește viteza, accelerația și virare. Pe lângă asta se poate tuna atât caroseria cât și gra. Pe locul 3 avem GTA 3. Grand Theft Auto 3 este un joc de acțiune pentru PlayStation 2, Xbox și calculator din seria Grand Theft Auto, dezvoltat de DMA Design, acum Rockstar Nord și publicat de Rockstar Games. Este primul joc 3D din serie și al treilea în total. A fost lansat în octombrie 2001 pentru PlayStation 2, mai 2002 pentru PC-uri și noiembrie 2003 pentru Xbox. Jocul urmărește personajul fictiv, trădat de prieten în timpul unui jaf armat asupra unei bănci. El trebuie să urce în ierarhia criminalilor din oraș pentru a se putea confrunta cu acești. Ca și predecesorii săi, GTA 3 3 oferă jucătorului o libertate totală. Se poate plimba prin oraș, poate executa misiuni, poate comite infracțiuni sau diverse misiuni secundare. Conceptul și gameplay-ul jocului, împreună cu motorul 3D, o primieră pentru seria GTA, au făcut din GTA 3 cel mai bine vândut joc din 2001. Este considerat un punct de cotitură în industria jocurilor, datorită implicațiilor enorme pe care le-a avut asupra industriei. Succesul acestui joc a fost esențial pentru popularitatea seriei, un oraș imaginar pe coasta de est a Statelor Unite. Orașul seamănă cu New York City, dar incorporează și elemente din alte orașe americane. Acțiunea se desfășoară în jurul anului 2001, adică exact în perioada în care a fost lansat jocul. Acest lucru a fost uh, confirmat de lansarea ziarului virtual Liberty Tree, care prezenta evenimente dinaintea începutului jocului. Pe tot parcursul jocului, protagonistul nu este strigat niciodată pe nume și nu pronunță niciun cuvânt, decât la finalul ultimei misiuni. Totuși, el este numit de multe ori Puștiule sau Fido. Pe locul 2 avem celebrul joc Minecraft. Sunt sigur că mulți dintre voi ați jucat Minecraft când ați fost mici. Minecraft este un joc video independent de tipul sandbox, scris în Java, dezvoltat inițial de către creatorul Marcus Alexeis Pers, redenumit și Notch sau Crusher, și ulterior de către compania suedeză Mojang. Jocul este axat pe creativitatea și construcție, permițând jucătorilor să construiască folosind o multitudine de cuburi texturate într-o lume tridimensională. Printre celelalte activități în cadrul jocului se numără explorarea, adunarea resurselor, meșteșugul și construirea uneltelor, dar și lupta. Jocul dispune de unele moduri printre care se numără survival, creativ și adventure. În primul mod, jucătorii trebuie să obțină resursele ei înșiși, folosindu-se ulterior de ele pentru a avansa progresiv. În timp ce modul creativ, jucătorii au posibilitatea de a se folosi de creativitatea lor prin intermediul unor resurse nelimitate. Modul Adventure de dificultate ridicată pune la dispoziție unele lumi create de alți jucători. Versiunea alfa a jocului a fost lansată pentru PC pe data de 17 mai 2009 și după o serie de update-uri, versiunea întreagă a fost lansată pe 18 noiembrie 2011. Minecraft este un joc de tipul open world și nu are nici nivele, nici misiuni specifice pe care jucătorii trebuie să le finalizeze, ceea ce oferă jucătorilor o mare libertate. Totuși, jocul dispune de câteva realizări sau achievement disponibile. Se poate alege în funcție de dorința jucătorului varianta single player sau multiple. Modul de joc de bază se învârte în jurul construcției și plasării de bloc. Lumea jocului este în esență alcătuită din blocuri cubice aranjate într-un model de grilă fixă, care reprezintă diferite materiale cum ar fi nisip, piatră, minereu, rânchiuri de copaci, etc. În timp ce jucătorii se pot deplasa liber în întreaga lume, obiectele și articolele pot fi plasate numai la anumite puncte fixe în raport cu grila. Jucătorii pot aduna aceste blocuri materiale și să le placeze în alte locuri. Și ultimul dar cel din urmă, pe primul loc avem Counter Strike 1.6. Counter Strike este un mod al cunoscutului joc video Half-Life ce face parte din clasa jocului First Person Shooter, abreviat CS, realizat de Minhle și Jess Cliff, nu știu cum se citez numele astea de deci scuze. Acest mod a fost dezvoltat într-o serie de variante de la lansarea originală ce conține prezent Counter Strike Condition 0, Counter-Strike Source și Counter-Strike pentru platforma Xbox. Ultima versiune a acestui joc este Counter-Strike Global Offensive, pe care îl jucăm și noi pe canal și avem și o serie. Din luna mai a anului 2006 până în prezent, Counter-Strike este cel mai jucat FPS din lume. În anul 2002 erau peste 30.000 de servere populate pe internet pentru Counter-Strike, al doilea fiind în real tournament cu aproximativ 9.800 de servere. În 2004, statisticile GameSpy arătau că peste 85.000 de utilizatori jucau simultan Counter-Strike, iar în 2006, Steam arată cu regularitate că 200.000 de utilizatori joacă Counter-Strike. În Counter-Strike jucătorii trebuie să aleagă între teroriști și forțele speciale antiteror, fiecare opoziție având patru tipuri de jucători diferiți. Fiecare jucător primește inițial o sumă de bani setată de administratorul serverului, care poate cumpăra echipamente, 800 de dolari pe modul competitiv. Ei primesc inițial un pistol, USP pentru antiteror și Glock pentru teroriști. La începutul rundei jucătorii nu se pot deplasa sau trage pentru câteva secunde. În acest timp ei pot cumpăra armament și echipamente. Echipele sunt puse la poziții diferite. De multe ori bazele sunt plasate la capetele opuse ale hărții. Membrii echipei primesc bonusuri în bani dacă ucid un membru oponent, dacă salvează un ostatic, dacă membrul este tărâș și plasează o bombă sau dacă membru este antideroș și dezamorsează bomba. De asemenea, el primește la următoarea rundă mai mulți bani dacă echipa respectivă câștigă. Jucătorii uciși în luptă intră în modul spectator unde pot zbura liber, dar nu pot comunica cu cei vii, excepție dacă acest lucru este setat de administrator în consolă. La începutul rundei următoare, ei primesc din nou echipamentul inițial. Tabela de scor arată scorul echipelor conform statisticilor pentru fiecare jucător. Numele, scorul, diți, de câte ori a murit și pingul sau lagul în milisecunde. Tabela de scor indică de asemenea și dacă un jucător este mort. Îmi aduc aminte că odată mi-au luat părinții tastatura și mouse-ul pentru a nu mă mai juca CS, spunând că o să devin dependent. Iar eu, ca un copil destul de inteligent ce eram, m-am dus la vecini și am împrumutat altele. Continuând ulterior să joc Counter-Strike 1.6. și sper că v-a plăcut și acest top 5 jocuri ale copilăriei mele. Nu uitați să apăsați butonul de like, eu am fost King și noi o să ne revedem data viitoare. Pa, pa!